Accident teribil ieri după amiază pe drumul național 54 în afara localității de Veselu. Un tânăr șofer și-a pierdut viața după ce a intrat cu autoturismul într-un pom. Ar fi avut viteză excesivă, spun anchetatorii. Mașina s-a oprit apoi într-un lan de grâu. La fața locului au ajuns polițiștii serviciului rutier, o ambulanță, un echipaj smurd și pompierii. Tânărul a fost găsit încarcerat. S-a prezentat un echipaj C2 de la Caracal și echipajul SMUR de la Caracal. Pacientul a fost găsit incarcerat inconștient în stop cardiorespirator. A fost resuscitat 45 de minute fără rezultat și s-a declarat decesul. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani din comuna Vișina Nouă, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un pom. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Județean de Urgență Slatina pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.